cum să fie înțelegere între el ce are și el ce nu? El cu puterea și ăla slab. Eu am știut. Numai minciuni și înșelătorii. Dar vezi, oamenii... Eu crezut că... Să nu ridici vorbă grea asupra oamenilor. La unii le-a fost dor de prunci. Alții s-au săturat de dormi prin pric și ploaie. Câțiva s-au spăriat de ce-au făcut. Dar nu s-au lăpădat de mulți. Eu nu-i cunosc pe ăștia, n-au fost stăpânii mei. Ai voștri ori fost. Judecați-i voi! La porunca împăratului, care-i? Să facem ce credem noi de cuvință. Să piară! Cum te cheamă, bade? Irimie, îmi zicea lui Oiște. Omoară-i. Poruncești dumneata să-i omor? Îi omor. Eu n-am poruncit nimica, voi ați strigat. Tu ai strigat. Omoară-i. Începe cu prunci. Atunci să le dăm drumul! Nu! No! Asta niciodată! Nu! Pui pielea de pe noi! Fără pedeapsă nu se poate! Nu-i drept! Dar ce pedeapsă? Ai trăit mult, ar trebui să știi. Păi după gândul meu, cea mai mare pedeapsă pentru noi e viața! Atunci de ce nu-i pedepsiți cu o viață ca a voastră? Uncile și dările pentru grofi s-au făcut de 3 ori mai mari de câțiva ani încoace. În fiecare săptămână slujim 5 zile. Și când ne ducem acasă în ziua a 6-a ca să lucrăm oarice și preseama noastră, iarăși nu ne dau pace. Și ne cheamă ba într-o parte, ba într-alta, fără rând și fără capăt, iarna, primăvara, vara, ori toamna. Și să știi, măria ta, că noi să cerăm, noi costăm, noi strângem bucatele, noi le cărăm, dar nu pentru noi, toate le dăm domnilor. Unt, cărnuri, pasări, ouă, pește, alune, nuce, rășină. Zdrențele de pe noi le dăm pentru morile lor de hârtie, ca să aibă ce ceti grofii. Noi ceti tu, măria ta, nu-l știm. Numai unii tare puțin, cum aș fi de-o pildă eu, ursul Nicula, care de aceea m-au trimis oamenii la măria ta. Și nu numai pre domnii răbdăm în spate, ci și pe slugile lor care ne asupresc uneori mai rău ca domnii. Cel ce se ridică de jos și uită de unde s-a ridicat, e mai rău ca groful, că e mai lacom. Altă lege decât bunul plac ori reaua voința domnilor nu mai este. Cum li-i pofta, așa li și lege. Și peste tătie măria ta ai mai grei bat jocura, căci noi îi hrănim și pe cei ce strâng dările de pe spinarea noastră, pe anchetatorii care ne supun la întrebări și cazne, pe călăii care ne bat. Și atunci nouă ce ne mai rămâne, măria ta? Să ne pustim? De pe pământul nostru să ne pustim? Sau... Sau? Sau... Faceți-o. Cunoscut-o pe mine, că mi-ar fi teamă de chinuri. Eu de chinuri nu mă tem. Altfel nu m-ar fi prins viu. Iar de moarte, eu, fătul meu, când am sculat oamenii, am bătut palma și cu moartea. Datorii suntem oricum. Numai că nu-i tătuna cum mori. Da, eu mă gândesc că o să am puterea să mor așa, ca să le fie rușine în veci celora pentru care îi muri. Să mai trăiască cu fruntea în țărână în fața unor nemernici, în fața unor nimenea. Dar a noi, doar dumneata,
Noi ce facem? Să țineți de viață cu dinții ca lupul de pradă. Să aveți prunci mulți. Să vă trageți pe brânci, să răbdați de foame pruncii, să-i dați la școli. Să ajungă mai învățați decât pruncii grofilor. Iar din când în când să le ziceți câte o vorbă și de mine. Dar nu des. De ce nu des, tată? Să nu se ieftinească. Tu plângi? Tu plângi, mă? Să fie pentru cea din urmă oară, auzit, mai? Nu o să plângem, nu ne este îngăduit. Am înțeles, tată. Am înțeles. Bună seara, Hore. Bună să-ți fie inima, Domnule. Fii bun. Lasă-mă să mă sprijin pe brațul dumitare. Nu mai am putere. Sunt pe moarte. Am rac. Da, suntem muritori. Numai că noi doi, eu și cu dumneata, suntem mai muritori decât alții. Fii bun, așează-te acolo, în fața mea. Și a lui. Mulțumesc, domnule. N-ai mărturisit nimic în fața comisiei. Și-ați crezut că o-i mărturisit în fața fripturii și a beuturii? Nu. Nu ca să mărturisești, te-am poftit aici. Știu, știu. M-ai poftit ca să mă omenești. Ia din ce vrei, din ce-ți place. Pe mine să mă ierți. Nu din virtute sunt frugal, ci din neputință. Vreau să zic doctorii, și-așa aș bea un pahar de vin roșu din acela. Bă, dacă tot mor, de ce nu-ți faci chefu și să bei, domnule? Nădăjduiesc să nu te temi, că aș vrea să te otrăvesc. Nu, n-aveți dumnealor voastre inima aceea. N-apă ce să-ți poftesc, domnule. Sănătate, viață lungă, moarte ușoară, domnule. Pentru cele ce s-au stabilit că ai săvârșit, pedeapsa este tragerea pe roată de jos în sus, adică frângerea picioarelor, mâinilor. Eu știu că are moare într-un fel, domnule. Apoi trupul îți va fi tăiat în patru și împrăștiat în patru părți de țară. Înseamnă că o să am un mormânt larg, toată țara Ardealului. Toarnă-mi și mie vin. Palida mors, egve pulsă. Știi ce înseamnă asta? Moartea cea străvezie bate în ușa colibei săracului și la palatele regilor în același fel. Nu e adevărat, domnule. Dreptatea nu se câștigă prin prădăciuni și omoruri. Dar ei, grofii, nu ne-au prădat. Sute și sute de ani la rând. E țara noastră cea din străbuni. E pământul nostru cel muncit cu sudoare și sânge. E muncă, e cinste, e mândrie. Și pentru toate astea spune că știu că i-ați numărat. Câți ori perit în ridicarea norodului? Vreo 150.
Cu ce cântar cântărești, domnule? Cu rațiunii de stat. Cu cântarul pe care mi l-a încredințat împăratul. E cântar mincinos, domnule. Ca și stăpânului. N-a fost, domnule, îți mulțumesc fain pentru cină. A fost bună. Și nu fi mânios că n-ai putut afla ce ai vrut de la mine. Taina asta o țin prea mulți oameni. Nu e a mea, nu e a niciunuia. E a noastră. Așa că... ce-a fost mai greu, a trecut. Vreme de 3 săptămâni românii nu s-au mai simțit robi. Și asta n-o puteți lua înapoi. Oamenii uită, Hore. Nu ne cunoașteți, domnule. Și nu ne puteți stăpâni. Numai noi ne cunoaștem cu cele bune și cu cele rele. Iar eu n-am făcut alta decât că i-am învățat lucrul ăsta pe unii și pe alții. Cu vorba bună, cu focul, cu coasa, cu înspăimântarea. Ca să fie preperceperea fiecăruia. Ca să se plăte să-mi dau eu viața. Eu, ursul Nicul, a zis Horea. Zis astfel pentru că mi-a plăcut să trăiesc și să cânt. Da, da. Te mâni dacă te întreb orice. Eu mă mâni pe aceea care nu-mi treabă. Aceia-s pietre, nu oameni. Și eu aș întreba, dar n-am pe cine. Împăratul, el cum? Are coroană pe cap și barbă albă, așa ca bunul Dumnezeu? La ce-ți pasă ție cum e împăratul? Nu aveți că te-ai mâniat? No, hai, întreabă. Și chiar așa s-a zis el de metale, Horea, urneculă, scoală oameni și stârpiți-mi pe grofi? Tu crezi, mă, Ioane, că împărații și ei mari vorbesc așa de-a dreptul? Așa vorbim noi, mă, țărani. Împăratul, să știi și tu, când i-a vedea face cu el, are vorbă încurcată. Dacă iese bine fala și cinstea aia lui, dacă iese rău, n-ai preceput tu ce-o zis el. Da, când, Doamne, iartă-mă, o istoie de vorbă cu împăratul. Odată trebuia să înceapă. Oricum, da, să înceapă. Ce-i rău în robie nu e atâta robia. Rău e că dacă trece prea multă vreme, omul se învață cu ea. Cu robia, cu frica. Cu supunere, cu sărumâna. Să fie batjocorit și să nu-i mai pese. Să învață ca pasărea cea proastă cu colivia, care uită și că știu zbura oarecândva. Sau să teme să nu afle stăpânul că nu uita să zboare. Cu voie de la împărat orba, am învățat că se poate. Am înțeles. Că împăratul ești dumneata. Sproști, Ioane, sproști. De ce zici că cetatea Bălgradului. Proști, bace. Bălgradul Vodă Mihai, îl dau nou. Așa.